proiectul de mare. Marcel a fost crescut cu multă grijă de stăpânii lui din comuna Sălcuța din Dolj, la circa 40 de kilometri de Craiova. În 2 ani a ajuns să aibă dimensiuni impresionante. 2 metri lungime și o greutate de 3 sferturi de tonă. A fost mândria familiei stăpânului său. Acesta a mai crescut și în alți ani porci mari, dar niciunul nu a ajuns la asemenea dimensiuni. Din estimările și din măsurătorile care au fost făcute acum, medicii au spus că are peste 700, undeva la 714 kg. Acum, două luni de zile a fost cântărit, a avut 690 kg. Cu ce l-ați hrănit? Numai cu cerere din curte proprie. Porumb grâu, porumb floarea soarelui, orz. Și vecinii au rămas uimiți când l-au văzut. Extraordinar de mare, nu am mai văzut niciodată așa ceva. 700 de kilograme mi se pare enorm. Bărbatul mai are un exemplar porcin care are peste 400 de kilograme. În fiecare an ne creștem noi singuri porci pe care îi achiziționăm pentru masa de Crăciun. Ne place să îi creștem la noi în curte. Ecologic, bio. După tranșare au rămas 500 de kilograme de carne. Slănina pentru untură, șunca și mușchiulețul au fost tăiate separat. Carnea va fi suficient de multă pentru ca întreaga familie să se înfrupte până de Paști.